În asimțitul părintei Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei a efectuat astăzi o serie de vizite pastorale în câteva parohii din protopopiatul Târnăveni, din județul Mureș. Ierarhul a apreciat buna organizare administrativă a comunităților vizitate, precum și dinamica vieții duhovnicești din parohii. În cadrul vizitelor, ierarhul s-a întâlnit cu preoții și credincioșii din protopopiatul Târnăveni. Cu acest prilej, le-a oferit sfaturi și i-a îndemnat să continue activitatea misionară. Aceste vizite prin parohii, eu le efectuez pentru a cunoaște îndeaproape calitatea misiunii pastorale a preoților noștri. Totodată, doresc să aflu despre încercările și dificultățile de care ei au parte în exercitarea slujirii Sfinte. Sunt foarte impresionat de mulțimea credincioșilor care mă întâmpină pentru a primi cuvântul adevărului și povețe duhovnicești. Întâlnindu-i, înțeleg cât de puternică le este credința în Dumnezeu, dar și iubirea lor față de biserica străbună. Astăzi am avut bucuria de a-l însoți pe arhipostorul nostru în opt vizite canonice pe care le-a efectuat în protopopiatul Târnăveni credincioșii și păstorii lor sufletești l-au întâmpinat cu multă dragoste pe ierarhul nostru, care le-a așezat la suflet cuvinte ziditoare, iar slujitorilor sfintelor altare i-a îndemnat să își intensifice lucrarea lor misionar-pastorală pentru zidirea continuă a trupului tainic al lui Hristos. În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent în parohiile Idiciu și Filia Daia, Abuș și Filia Păucișoara, Gănești, Băgaciu, Seuca și Delenii.